E 9 ianuarie și așa arată femeluțele noastre. Uitați-o pe la Gherta. Femela care în 2023 este locul 6 național viteză palmares. Loc 6 național categoria olimpică. Loc 12 național viteză an. Loc 18 național as viteză. Uitați cum arată un porumbel care primește orzoaică. Se vede și pe jos aici, dacă ne uităm atenți, primește orzoaică. Nu știe cum arată produsele. Și atunci vă întreb ce rost are să intoxicați porumbei cu tot felul de prostii. Uitați ce pană are, uitați ce pudră are pe ea. Ei, vă doresc tot ce-i bun și multă, multă înțelepciune în alegerea ce faceți și ce faceți cu porumbeii voștri. Nu credeți poveștile care se spun că produsele fac porumbei. Porumbeii de calitate sunt porumbei de calitate și încercați să căutați porumbei care să fie capabili să arate bine și acum la temperaturi scăzute și cu mâncare ușoară. Uitați cum arată femeluțele noastre. Hei, hei! Hai la Greta Darma, hai! Uitați-vă cum arată. Asta e diferența dintre o campioană și porumbeii normali. Ma, 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 ma. Altă femeluță. 136, o super zburătoare de asta. Ma, 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 ma. Hai la Gherta. Ma, ma, ma. Ei, vă doresc multă bucurie și întotdeauna analizați și căutați porumbei care sunt cu adevărat de calitate și porumbei care pot să fie sănătoși fără produse, fără chimicale. Ce să faceți cu tot felul de produse în afara faptului că băgați banii în buzunarele altora, încât în loc să vă căutați păsări de calitate, păsări care sunt sănătoase, păsări puternice. Vă doresc multă bucurie și tot ce-i bun. Apropo, la Gherta a fost și anul trecut locul 22 național, campioana județului și anul ăsta este campioana județului, mai multe titluri de campioană județeană. Așa arată un porumbel capabil să facă palmaresuri, un porumbel care poate să zboare și ca pui și la un an și la 2 ani. Un porumbel extraordinar. Multă bucurie și vă mulțumesc că v-ați făcut timp, aproape 3 minute, să vedeți acest filmuleț cu La Gherta și cu femeluțele noastre. Hai, mă, 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 mă. Acum, când vă uitați la porumbelul ăsta, are nevoie de produse? Mă, 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 mă. În momentul în care arată așa, au nevoie de produse? Când sunt plini de pudră, când au ulei pe pană, ce rost are să băgăm prostii? Stimați urmăritori, eu vă vreau tot binele. Și vreau să vă deschid ochii că se poate face columbofilie și altfel. Se poate face columbofilie și cu bani puțini, nu doar cum spun unii, că doar cu bani mulți. Îmi plăcea foarte mult, era un domn mai de mult care făcea pe YouTube și spunea de plăsele de produse, cât de greu se urca în mașină și avea dulapul plin de produse încât îl împingea cu piciorul și nu știa cum arăta o normă, spunea acel domn, acel YouTuber. Căutați păsări de calitate și păsări de calitate niciodată nu vor avea probleme. Chiar am fost azi în crescătorie la prietenul meu, Stanic, și el merge pe un anumit fel de mâncare acum, o mâncare foarte, foarte ușoară, și analizam împreună cu el porumbei și îl vedeam porumbelul care anul ăsta este locul 4 pe zona de vest la azi maraton extrem tineret, cum nu a scăzut în greutate, cât de bine arată, și alți porumbei cât de tare au slăbit și cum s-au schimbat. Căutați porumbei puternici. Mă, mă la ghetalitatea. Mă, 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 mă. Uitați-vă cum are și 136, cum arată. Uitați-vă. Un porumbel care nu știe cum arată produsele și care primește doar apă curată și orzoaică. Vedeți jos orzoaică cum a rămas. Mă, 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 la ghetă, uitată, hai să vedem să putem cumva să o
Fixăm să arate mai bine. O pasăre care nu știe ce înseamnă produse și nu băgăm prostii nici măcar blisform acum în iarnă în ei, nu primesc nimic, nimic, nimic. Căutați păsările care se arate așa. Căutați. Da, mă, vrei să te filmezi și pe tine? Te filmezi și pe tine, prințesa mea. Haide. Hai să te filmezi și pe tine. Haide, hai. Hai, prințesa mea. Tot ce-i bun.